Atenționarea meteorologică este valabilă în intervalul 1 aprilie de la ora 13, 3 aprilie până la ora 18. În această perioadă, vântul va avea intensificări în toate regiunile cu viteze ce vor depăși local 55-60 de km pe oră. Iar în zona montană, vântul va sufla tare pe creste depășind la rafală 90 de km pe oră. La munte vor predomina ninsorile, iar mai ales în Carpații Oriental și în Carpații Occidental, izolat, cantitățile de precipitații vor depăși 20 de litri pe metrul pătrat și se va depune strat nou de zăpadă. Vor fi și intervale în care ninsoarea va fi viscolită. În Maramureș, Transilvania, Crișana și local în Moldova și în zonele deluroase din restul țării, trecător, precipitațiile, în general slabe cantitativ, vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare, mai ales în noaptea de joi spre vineri, 2-3 aprilie, dar și în cursul zilei de vineri.